Și dacă vrem să creadă vecinii că facem grătar, punem și o bucățică mică de carne aici. Și s-a rezolvat pe hol. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Întotdeauna am om la întorsura Buzăului și spune când e gheață fântâna, atunci mă apuc și fac cartofi muntenești. Pentru că oriunde te uiți, numai asta nu vezi. Vezi Ardealul, vezi țara românească, vezi Moldova, dar niciodată cartofii ăștia muntenești nu-i mai vezi pe mesele românilor. E o rețetă foarte veche pe care am revizitat-o. Inițial se foloseau cartofi rași. De ce să razi cartofii și să-i fierbi? Când poți să-i coci, după aceea să-i pui pe grătar. O să vedeți ce nebunie iese, până una alta răciți-vă vinul, frați români, încingeți cuptoarele. Urmează adevărata rețetă, rețetă scris cu majuscule și 40 de semne de exclamație. Exclamație, iată dovada că Răzvan Exarhu vorbește bine românește, chiar aproape perfect. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face rețeta. Cartofii ăștia muntenești sunt o treabă care se face și la repezeală și când e frig afară. Așa că roșiile, na, nu prea, dacă nu prea, e vară și, mă rog, din ce văd eu așa, nu prea e vară. Ar trebui să primească un pic de gust. Dacă e vară, le lăsați în pace. Dar chiar și așa, tot sunt bune un pic puse pe grătar. Așa că le-aș frige un pic, înainte să le pun în oală. Fac ele un pic de scandal. Le zic că ăsta e un început foarte bun de rețetă. Le dăm și un praf de sare, să se învețe minte. Le dăm și un praf de piper. Nu le gătim de tot, doar le arătăm că în viață trebuie să și muncești nenică. Nu mai să-ți bați joc. Roșiile acum au gust. Asta e un truc ca să puteți lucra cu roșii de iarnă. Și acum avem încă un grătar activ. Și e păcat să nu obținem încă un pic de gust. Și atunci luăm cartofii pe care i-am copt și mai frigem un pic pe grătar. Ăștia sunt ardeii noștri. Vreau să văd dacă sunteți atenți. Deci, bui, dar în ce hal e ăsta? E sigur nu gătește el. A, lasă că are un aragaz în spate, îi face altă mâncare. Îi lăsăm un pic, doar un pic, pe ardeia și ăștia. Hai că știu că sunteți pe fază. Sunteți geană pe mine. Vedeți, le face bine javra sau nu? Așadar, am mai dat un pic de forță de gust acestor cartofi. Că ei sunt extraordinari atunci când prind mirosul ăsta de arsură, de grătar. Așadar, îi coaceți și mai coaceți încă o dată. Și o să fiți foarte mulțumiți. Îi amestecăm cât de cât sumar unt. Și eu n-aș face compoziția asta așa, ca un piure. Că totuși vrei să simți cartofii. Ei sunt gustoși, sunt mișto, au textură. Așa că nu-i zdrobim chiar de tot. Știți cum e? Ca atunci când mergi la o mărire de salariu. Nu-ți mărește, dar nici nu-ți micșorează. E genul ăla de situație. Îi mai lăsăm un pic, lăsăm un pic de viață în ei. Cam așa să fie. Să simți că au fost cândva niște cartofi acolo. Așa, acum pe lângă niște cartofi copți, avem niște cartofi care amestecați cu unt și puși pe grătarul ăla, miroase a caramel. Miroase a sărbătoare în casă. Este minunat parfumul ăsta. O să vedeți când o să-i faceți. Așa, nu mai fierbeți cartofii, coaceți-i. Sunt mult mai buni în coaja lor. Dezvoltă altfel gusturile. Un pic de sare, un pic de piper, niște cimbru. Și un pic de mărar. În mod normal puteți opri rețeta și aici. Adică după gustul meu poți să zici, bă, știi ceva? Dar mergem mai departe. Că așa suntem noi ambițioși aici, la farfuria lui Exarhu. Și când ești ambițios, e un vas mai mare. De obicei, cam asta se întâmplă. Niște ouă, ouă. Le bătem. De dracii le găsește. Și acum lucrăm pe brânză de vaci. Care o scurgem.
Mă rog, puteți să o scurge și în sită dacă doriți, dar nu asta e ideea. Sau puteți să folosiți și urdă, și aia e foarte bună. Și mai slabă, nu se așează pe șolduri. Amestecăm. Wow, ale. Omogenizăm bine compoziția asta. Și eu aș combina acum ce avem în... în oala cu cartofi, cu ce avem dincoace, dar aș rezerva un pic și aș pune treptat ca să nu stric bunătatea de compoziție. Avem un vas mai mic. Între timp încingeți cuptorul la 170 de grade. Punem cartofii ăștia. Bun, am uns vasul cu unt, așa spunem când nu facem noi chestia asta. Așa spunem. Acum roșioarele astea pe care le-am distrus. O să continuăm lucrarea. Întâi punem niște ceapă verde și batem așa un pic, știi? Cum ne place uneori să batem peste piftie. Trecem pe sală să vedem dacă s-a prins sau nu, dacă tremură. Sală, important. Acest popor are o tradiție, ea se numește sala. Pe sală. Pe sală se ține răcitura. Bun, punem și un strat de telemia de oaie și acum venim cu roșii. Le scurgem un pic de zeamă, dar nu e foarte grav, pentru că au savoare. Ei, și acum mai dădem un strat de verdeață combinată. Punem un pic de ceapă verde. Trebuie să punem și din asta mai mare, că aici sus se gratinează frumos și o să miroase și mai frumos. Niște mărar. Și acum, cum vă lasă inima? Dacă vreți să fie telemea rasă, e în regulă. Eu aș pune niște telemea felii. Nici foarte groase, nici foarte subțiri. Asta vine de la niște oi care au fost crescute de profesor de matematică, scoși din minți, care au renunțat și s-au retras la țară. Și ați văzut ce formă geometrică perfectă avea miaua. Și cam acestea fiind spuse, cred că este suficient. Un singur praf de piper, niște crenguțe de cimbru, așa de fală mai mult, cuptor și multă răbdărie. A venit momentul când va trebui să scot chestia asta de aici. Cartofii muntenești la masa 4. Eu zic că n-arată chiar rău. Știi? Nu vreau să fiu autolaudativ, dar un pic de mărar, repede acum cât e fierbinte, ca să bubuie în ea bucuria vieții. Un pic de lăstar de arbagic, încă un pic de piper. Mâncărică suficient de națională pentru noi ăștia care dârdim de fric și vrem să gustăm ceva cald. Dar niciodată vin. Așa că vinul este rece, mâncarea este caldă, iar țuica de dinainte, pentru că întotdeauna e bine să nu mănânci pe stomacul gol. De asta e bine să iei o țuică înainte, de asta dacii întotdeauna beau digestivul înainte de masă, pentru că erau vremuri grele și nu știau dacă apucă să mănânce. Așadar, asta este rețeta mea, să vă bucurați de ea. Nâna, 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 nâna.